Este singura sursă de venit. Am o fetiță cu dizabilitate, la fel ca mine. Însă locuiesc cu mama și m-a ajutat lucrul acesta. Chiar și așa, locuind cu mama, a trebuit să mă împrumut de la prieteni sau să îmi doneze bani, pentru că sunt luni de zile în care nu s-au primit. Ultima oară s-a primit jumătate de indemnizație, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. În situația acestei tinere se află 1559 de persoane din Turnul Severin și 206 asistenți ai acestora. În cazul a 133 de persoane, singura sursă de venit este doar această indemnizație, care a fost achitată pe jumătate în luna iulie, iar pentru august deloc. Reprezentanții primăriei susțin că nu mai au fonduri pentru că nu au primit bani suficienți de la guvern pentru a achita aceste indemnizații și spun că au alocat deja de la investiții. Am solicitat să-mi comunice care este motivul pentru care s-au hotărât să oprească tocmai la aceste persoane defavorizate aceste indemnizații și nu au luat hotărârea, menționez, să oprească la salariații DAS Drobeta. Pe luna iulie mai este nevoie de 1.095.000 de lei care vor fi diminuați în următoarea ședință de Consiliu din nou de la investiții, iar necesarul lunar este de 2.700.000 de lei pe care pe luna august la fel nu-i avem la dispoziție în acest moment. La rectificarea de buget ați primit vreun leu pentru ce? Absolut niciun leu. Grav este că Direcția de Asistență Socială nu are fonduri nici pentru celelalte luni rămase până la finele anului, dacă guvernul nu va aloca bani. Noi avem lunar cheltuială pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal undeva la 2.700.000 de lei pe lună. Până la sfârșitul anului înseamnă? Înseamnă destul de mult. Gândiți-vă că ajungem undeva la 14 milioane de lei de care avem nevoie ca să acoperim toate aceste cheltuieli. În aceeași situație se află și alte comune din Mehedinți, unde persoanele cu dizabilități își așteaptă de la mijlocul anului indemnizațiile care pentru mulți sunt singura sursă de venit.